Am plecat 45 de ani în exil și nu mi-am uitat limba maternă. Nu mi-am uitat mama. Și acum am venit aici și sunt fericit pentru că nu vin cu mâinile goale. Șerban Popa a fost rezident canadian din 1984, iar lucrările lui pot fi admirate la Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova, alături de alte colecții de valoare. Recuperarea patrimoniului cultural realizat în afara granițelor României în cei 45 de ani de comunism reprezintă, în opinia specialiștilor, un demers prin care se completează o pagină importantă din istoria culturală a poporului român. Academicianul Basarab Nicolescu este cel care a făcut prima donație și a crezut de la bun început în reușita acestui proiect. E minunat, este munca extraordinară a întregii echipe care mă impresionează foarte mult. Am mers, am bătut la uși, ne-am prezentat, am povestit despre proiect, apoi un ajutor imens am avut din partea lui Basarab, cel care în zona de început, când adunam colecțiile, am mers cu noi. Am mers prin poduri, am mers prin beciuri, am adunat tot felul de opere de artă. Trăind în New York și fiind din Craiova, este o bucurie imensă să văd depășirea unei prejudecăți și a unui clash între scriitori din afară și dinăuntru. Elevii de liceu ar trebui să fie interesați de lucrul ăsta. Eu sunt pe filologie și pot să zic că m-ar interesa un alt fel de lucru, ținând cont că învățăm despre cei care au fost exilați în comunism. Mulți dintre tineri au nevoie să cunoască mai mult despre istoria lor, ca să poată să-și extindă, nu știu, orizontul către cultură. Muzeul Cărții și Exilului Românesc, care în prezent aproape 40 de colecții valoroase de cărți, manuscrise, elemente audio-video și obiecte personale și de artă aparținând generației exilului, de la Mircea Eliade sau Vintilă Horia până la regizorii Andrei Șerban și Paul Barbăneagră. Înființarea Muzeului Cărții și Exilului Românesc este un proiect derulat de Consiliul Județean Dolj, care a obținut o finanțare de aproximativ 5 milioane de euro fonduri europene.